Salut și bine te-am regăsit și mă ucide soarele ăsta. Adică mă pot uita la soare, dar culoarea asta, ce ziceți de ea? Quantum Yellow se numește și e foarte interesant. Pe cel mai arătos model din familia Seed, a spune. Adică sunt acum cumva între Kia Pro Seed și Kia Exceed. Și apropo, îmi place numele ăsta pentru că aveai deja Seed în familie, în portofoliul Kia, l-ai făcut crossover și ai pus un X, care înseamnă și cross în limba engleză, în fața numelui. Deci Kia Exceed, care în limba română înseamnă a depăși. Interesant această denumire și da, mașina asta este construită pe platforma lui Seed, în parte și motorizările, dar și felul în care arată, din anumite unghiuri cel puțin. Acum au acești doi colți aici. Îmi place bucata asta de cauciuc care unește spoilerul de capotă și cumva aerul trebuie să oculească bucata asta de cauciuc în loc să intre în caroserie și asta trebuie să facă ceva mai silențioasă. Îmi place și grila aceasta, Tiger Nose. Avem aluminiu mătuit aici, dar și ceea ce mi-aduce aminte de varianta titana lui Apple Watch. Arată ca o bijuterie aici și pentru că sunt multe unghiuri, reflectă lumina într-un mod foarte interesant și asta îmi place foarte mult. Pentru că este un crossover, evident, trebuie să avem și niște protecții din metal aici jos. E un detaliu interesant. Plastic mătuit aici, ceva mai ieftin ca aspect, dar ceea ce mi se pare ok pentru că oricum va lua foarte, foarte multe trânte și nu avem praguri pretențioase aici în zona asta, adică niște buze de alea mai agresive. Dar, per total, din față, mașina arată foarte, foarte bine. Îmi place cum arată. Sunt două opțiuni de jante de 16 și 18 inci. Asta înseamnă că pe varianta asta avem gardă la sol de 18,4 cm, mai mică evident dacă ai jante mai mici, dar per total nu este o mașină foarte înaltă. Garda la sol este cu vreo 4 cm mai mare decât la Seed și înălțimea plafonului este similară, cu 4 cm mai înalt. Ceea ce, na, nu afectează foarte tare silueta Seed-ului, însă îmi place cum este desenat aici în zona din spate, pentru că dă senzația asta de SUV cupe și din unghiul ăsta și în culoarea asta mi-aduce aminte de BMW X2. Uite, vezi? Cu coșul de cunoi pe fundal, vezi? Aduce aminte un pic de BMW X2. Trebuie să vă arăt locul pasagerului. Cam așa se stă în spate, la 1,85 m, loc două degete la genunchi, la cap, ating cu firele de păr dacă stau drept. Evident, stai un pic mai cocoșat. Picioarele îmi încap sub scaunul șoferului. Și e un loc ok, pentru distanțe scurte sau medii este ok, cam ca în Mazda CX-30, doar că acolo avem ceva mai mult loc la cap. Interesant contrastul ăsta dat de acest interior all black, adică inclusiv plafonul, tapiseria este neagră, piele neagră peste tot. Interesante aceste accente galbene date de cusături. Avem geamuri mari, e ok la drum lung. O dotare interesantă, mai ales pe acest frig, avem încălzire în banchetă, avem suport pentru pahar, încape acolo sticlă de jumătate de litru fără probleme, avem guri de ventilație aici, dar și aici, ca și în Mazda CX-30, nu avem port USB, ceea ce mă deranjează un pic. Dar spre deosebire de Mazda CX-30, pentru felul în care este construită bancheta și pentru că există ceva mai mult spațiu și pentru pasagerii din față, aici am căput fără probleme un scaun de copil cu tot cu bază. Interesant spatele acesta de coupe, e inedit în acest segment și da, este o mașină foarte arătoasă. Mi-aduce aminte de Pro Seed, dar parcă acel spate îmi place o idee mai mult. Seed cu X în față, în negru, avem haion electric și un portbagaj care nu este cel mai mare din clasa, dar îmi place că este lat și, de exemplu, cadrul de cărucior de copil am căpot fără probleme, la fel și landoul și mai rămâne acolo loc de câteva plase. E ok pentru o familie mică, să zicem. Avem prize de 12V aici și cârlige pentru agățat plasele și haionul se închide și se deschide destul de repede aici. Avem și cameră pentru mersul cu spatele, dar o chestie care efectiv mă enervează foarte tare. Noi avem aici varianta de 1,4 litri TGDI de 240 de cai putere și evacuările sunt false și cred că sunt cele mai false evacuări pe care le poți pune pe o mașină ever, adică come on. Avem acest difuzor interesant care evident nu are niciun rol aerodinamic, ci e acolo mai degrabă de design. Stopurile sunt foarte interesante pentru că sunt cu LED și se văd foarte bine. O să arăt imediat cât de bine. Și stopurile continuă până în lateral, până pe aripă. Ceea ce, na, o face foarte interesantă ca semnătură de lumini.
Bun, cam acestea au fost impresiile despre Kia Exceed la exterior. Hai să o conducem, dar nu înainte să vă arăt și locul șoferului. Principalul atua lui Exceed este însă interiorul, pentru că este colorat, se simte foarte bine și este plin de ecrane. Mai exact avem două. În partea șoferului avem un ecran de 12,3 inch cu o rezoluție de 1280x720, ceea ce este mai mult decât ok. Și e un display care se vede foarte bine, are contrast plăcut și e un TFT de bună calitate. Pe lângă asta, are și mai multe teme. Așa arată în modul sport. Evident, fiind un ecran, poți avea pe foarte multe informații utile despre condus, temperatura pentru transmisie, de exemplu, fuel economy, adică cât a consumat, 11,4, dar am mers doar în oraș și aproape 100 de kilometri. Na, la 140 de cai putere e ok, dar am mers normal și da, cam asta este zona pentru șofer. Pe lângă asta, avem volanul acesta desenat în stilul Kia cu multe butoane, dar pe care le vei învăța repede dacă ai un pic de răbdare. Avem zona de volum multimedia pentru piese și da, schimbați stațiile radio, trecut de la o piesă la alta și așa mai departe, și două butoane pentru acceptat sau respins apeluri, plus un buton pentru comenzi vocale pe care dacă țin apăsat activez pe Siri, pentru că mi-am conectat telefonul la Apple CarPlay. Și asta mă duce la celălalt ecran spectaculos din mașină, care și el este conectat la un sistem de sonorizare JBL, care este foarte tare. Bun, ecranul acesta care este în format wide este spectaculos, pentru că Waze se vede foarte bine și Apple CarPlay folosește tot ecranul și asta îmi place foarte tare, inclusiv Spotify, totul se vede foarte bine. Nu? Chiar arată bine și nu văd pixelii. Totul se întâmplă la o rezoluție foarte, foarte bună. Cam așa arată harta de navigație a mașinii și și ea se mișcă bine. Setările de navigație. Deci asta este highlight-ul mașinii și mi-ar plăcea să văd sistemul ăsta pe mai toate modelele de la Kia, pentru că, băi nene, în zona de volum să ai așa ceva e spectaculos. Mai există și o variantă cu ecran mai mic, de 8 inch, și și acela vine cu Android Auto și Apple CarPlay, care mi se par must have. Hai să coborăm un pic. Unde? Vedem accentele astea de galben, exact așa cum este vopsită și mașina, se văd foarte bine. Zona de climatizare, asta pare un pic îmbătrânită față de restul mașinii, dar sunt butoane pe care le vei învăța ușor și sunt simplu de ajuns la ele. Și aici totul se simte premium la atingere. Avem aici zona de confort pentru pasager și șofer, avem încălzire în scaune, dar și încălzire în volan. Și încălzirea în volan, măi nene, când este la maximum, nu mai poți să ții mâinile pe volan, atât de tare frige. Dar da, mai poți tu opri din când în când. Avem și zona pentru wireless charging și e un pic înclinat, deci telefonul nu o să iasă de acolo. Mai avem o priză de 12V și 180W, mai avem un USB pentru telefon acolo și mai avem și încă un port USB pentru fast charge. Apoi, ajungem la zona de condus, hai să fac un pic de loc aici, unde avem un schimbător generos ca mărime, avem buton pentru sport și pentru oprirea sistemului start-stop, pentru oprirea sau pornirea senzorilor de parcare, dar și pentru parcare autonomă, deci mașina asta face foarte, foarte bine. Avem frână de mână și buton de auto-hold. Ce mă deranjează la butonul ăsta de auto-hold? Aș vrea ca odată activat să rămână activat, trebuie să-l pornești de fiecare dată. Și mă deranjează asta. Dacă mergi doar în oraș și e un lucru deranjant, la un moment dat te vei obișnui cu ideea asta. Avem suport pentru pahar aici și un loc pentru depozitat cheia și suportul de pahar îl poți ascunde în spatele acestei copertine. Avem și o cotieră aici, generoasă, dar nu mai avem portul USB acolo. Da, scaunele sunt confortabile, combinația asta de piele cu piele perforată și tapiserie clasică cu aceste accente galbene și arată foarte bine. E un interior interesant, nu doar pentru șoferii de sex masculin, ci și pentru șoferițe. Da, e confortabil, ajunge ușor la toate comenzile, este un interior ergonomic din toate punctele de vedere și da, îmi place. Îmi place. Dar a venit momentul să conducem. Trebuie să încep cu cheia pentru că este cel puțin interesantă. La fel ca la Mazda CX-30, butoanele sunt de acum pe cantul cheii.
și place că butonul de încuiat este aici, pe colțul ei, și colțul este cumva ieșit. Așa că dacă ai cheia în buzunar, nu trebuie să o scoți și o să simți butonul ăsta imediat. Oricum avem keyless, sunt niște butoane mici negre pe mânerele ușilor ca să descui mașina. Și încă o chestie foarte tare, dacă ai cheia în buzunar și te duci direct în spatele mașinii, după vreo 4 secunde de piuit continuu, o să se deschidă haienul singur. Deci nu trebuie să apeși pe niciun buton, are treaba asta care este super practică. Bun, cheia o poți lăsa oriunde, piciorul pe frână și apăs pe Start Engine Stop ca să văd cea mai tare animație atunci când pornești mașina. Rectific, când oprești mașina. Foarte tare. Bun. A pornit super discret motorul de 1,4 litri turbo, 140 de cai putere. Avem 3 motorizări pe benzină, 1 litru, 3 cilindri, 120 de cai putere, tot turbo. Acesta 1.4, 140 de cai putere și motorul de 1,6 litri, 204 cai putere de pe modelele GT. Din punctul meu de vedere, asta este cel mai echilibrat, mai ales în varianta asta cu cutie automată, cu 7 trepte, cu dublu ambreiaj, cutie care este disponibilă doar pe motor de 1.4 și 1.6. Mai sunt și două motorizări diesel, tot de 1.6, dar cu două variante de putere disponibile. Dacă intrați pe cavaleria.ro la articolul acestei mașini, o să vedeți acolo toată lista cu motorizări disponibile, dar și prețurile de bază, pentru că sunt multe de spus acolo. Cum se simte mașina? Este o idee mai confortabil decât SID, dar nu schimbă ceea ce caracterizează noua generație de SID, adică este în continuare o mașină care are mai degrabă o tentă sportivă, spre sportivitate decât spre confort, doar că mașina asta are o tehnologie interesantă pe suspensie pe care am mai văzut-o la Sorento. Sunt niște bump stops, îi spune în engleză, sunt niște opritori din cauciuc hidraulice la varianta asta de mașină și în momentul în care suspensia a ajuns deja la o cursă maximă, mai are de fapt un pic de amortizare în acele bump stops, în acele chestii de cauciuc. Și în felul ăsta, atunci când ai într-o groapă mai adâncă sau, nu știu, în ceva în care ar putea să afecteze cumva suspensia, 1. O să fie foarte bine amortizată acea groapă și foarte silențios. Nu știu cum să le spun în română, opritori, hai să le spunem așa, opritori la gropi sau ceva de genul ăsta. E o tehnologie pe care am văzut-o și în motorsport, e o tehnologie pe care am avut-o și pe mașina mea de curse. De exemplu, în Formula 1, din cauza apăsării aerodinamice, la viteze mari de peste 300 de km pe oră, suspensia nu mai are cum să lucreze altfel decât prin anvelope și prin aceste bump stops, pentru că există un punct maxim pentru acea suspensie în care poate lucra. Practic, tot confortul pasagerilor e dat fie de anvelope, fie de aceste bump stops. Am încercat să explic cât mai simplu posibil, în mintea mea e o teorie mult mai complicată, dar sper că m-am făcut înțeles. Și da, în momentul în care dai într-o groapă mai puternică, practic nu o să simți mare lucru în această mașină. Dar nu e la nivelul lui C5 Aircross de confort, dar suspensia este destul de silențioasă. Trebuie să apreciez și insonorizarea, foarte bună, printre, cred că, top 3 din clasa ei. În afară de zgomot un pic de la anvelope, nu mă deranjează vântul foarte tare și uite, merg cu aproape 80 de km pe oră. Motorul este interesant, răspunde bine, n-ai zice neapărat că are 140 de cai putere, dar nu mi-e rușine să fac o depășire cu acest motor, adică o să facă față cu brio oricărei solicitări și nu se aude rău deloc. A fost interesant de urmărit cum a evoluat Kia din punctul ăsta de vedere, cum a ajuns Kia să aibă niște combo-uri reușite de motorizări cu transmisii automate. Nu este cea mai bună transmisie automată, adică nu e încă la nivelul celei de pe Volkswagen, dar nu mi se pare că este cu mult înapoiată. Mai are mici momente de ezitare atunci când pleci de pe loc și calci un pic mai tare, de exemplu, pedala de accelerație, dar Kia ajunge acolo. Și este o cutie bună care răspunde rapid și, foarte important, nu simt schimbările de trepte. De obicei la cutiile cu dublu ambreiaj mai există această zmulcitură între trepte, dar aici nu simți nimic. Poți să schimbi și tu treptele, ai două opțiuni, fie din schimbător, treci în stânga și ai plus minus, dar le-ai așezate invers de cum aș fi obișnuit, adică plus este înspre bord și retrogradarea înspre mine. Dar ai oricând padelele la dispoziție. Și dacă treci în modul sport, schimbările se fac un pic mai rapid, dar
cutia lasă un pic ambreiajul să patineze, tocmai ca să nu se simtă aceste smucitori. Și dacă tot am ajuns în modul sport, trebuie să zic ce se schimbă la treaba asta. Schimbările sunt ceva mai rapide, dar și direcția este ceva mai tare, dar nu deranjant, ceea ce asta mi se pare tare. De obicei primești o direcție de asta super artificială și nu e cazul, și parcă și motorul se aude un pic mai tare. Legat de confort, da, mașina asta stă foarte bine la drum lung. Ăsta e statutul ei și acum că ajung la viteza asta constantă de 70 de km pe oră, trebuie să punctezi asta un pic. Dar trebuie să te dai jos din seat și să te sui imediat în mașina asta ca să simți diferențele sau să fi mers cu foarte multe mașini. Noua generație de seat mi se pare o mașină foarte reușită și e ușor să construiești ceva bun peste. Dar la mașina asta, de exemplu, singurele, pe lângă motorizări, la exterior, ce mi se pare tare, că singurele două piese comune sunt ușile față. În rest, mașina asta este redesenată cu totul și mi se pare un efort fantastic din acest punct de vedere. Față de Seed, este însă o mașină mai scumpă, adică varianta asta cu tot ce e pe ea, încălzire în volan, încălzire în scaune, piele, culorile astea, tot dotări opționale exterioare, o să fie fișa pe site, ajunge la vreo 28.000 de euro, un Seed echivalent ar fi cu vreo 2000, cred, 2500 de euro mai ieftin. Bine, în momentul ăsta n-am luat în calcul și reducerile pe care Kia le face de lansare, remarci și așa mai departe. O să cumpăr mașina asta doar pentru cum arată în principiu, pentru că primești un raport calitate-preț mai bun dacă te uiți la un Seed sau un Seed Sports Wagon, adică varianta break. Dar nu poți să iei cezarului ce e al cezarului sau cum era vorba aia, pentru că, na, cum spuneam, mașina asta ție pentru cum arată. Însă eu m-aș uita, pentru că na, toată lumea este obsedată de aceste crossover-e și SUV-uri, eu m-aș uita la ProSeed, sincer. Pentru că arată foarte bine și acel ProSeed, ai dotări similare, motorizări na, similare și o chestie imbatabilă pe care o oferă Kia în momentul ăsta în piață, cei 7 ani garanție. Și poate mai economisești și niște bani și câștigi ceva mai mult la spațiu în portbagaj. Dar indiferent de mașina pe care o alegi de la Kia, să știi că acea garanție de 7 ani și sau 150.000 de kilometri rămâne imbatabilă. Și asta e o opțiune foarte interesantă pentru care merită să te gândești la Kia dacă cumva ești stresat de partea asta cu garanție. Mașina asta n-are o concurență ușoară, Toyota CHR, Honda HR-V sau Volkswagen T-Roc, ba chiar proaspătul testat Mazda CX-30. Cum zilele acestea e greu să-ți cumperi mașina proastă și e mai ușor să-ți găsești mașina nepotrivită, trebuie să mergi cu fiecare ca să-ți dai seama care ți se potrivește cel mai bine. Însă, din punctul meu de vedere, mașina asta mi se pare cel mai bine echilibrată. Ca preț e ok, 28.000 de euro, ca spațiu este ok, dar da, pentru că arată cum arată și pentru că este o mașină diferită, într-o clasă în care există cerere mare, este ceva mai scumpă decât Kia Ceed, Pro Ceed sau Sports Wagon, deci trebuie să te uiți cu atenție la ce vrei tu. Un alt capitol la care mașina asta excelează e pe partea de sisteme de siguranță activă și pasivă, pentru că are lane assist care funcționează tot timpul și simți cum trage de volan ca să te pune înapoi pe bandă dacă calci un pic marcajele. Da, frânare de urgență, nu avem practic cruise control cu adaptiv, atât. Dar în rest pe mașina asta avem tot ce ține de sisteme de siguranță sau sisteme de asistență la condus. Nu există opțiune de tracțiune integrală, dar oricum pe genul ăsta de mașină în care faci soft off-road nu cred că ai nevoie. Ar fi fost util doar ca sistem de siguranță, să știi că mai ai două roți care te-ar putea scoate din anumite situații cu chiloți maro. Cam acestea au fost impresiile mele despre Kia Ceed. Dacă ți-a plăcut și ție această mașină, lasă mai jos în comentarii, aștept impresiile tale. E o piață, e o nișă interesantă care se conturează cu aceste SUV-ulețe de oraș și aș vrea să știu ce alege tu din segmentul ăsta. Numai bine!